Salut, eu sunt Edi și vin de la Colegiul Național Matei Basarab și am să spun câteva întrebări astăzi despre tine, despre viața ta. Prezintă-te! Mă cheamă Alex, sunt de la Colegiul Tehnic Gheorghe Arsachi, sunt clasa 10-a B. Cum e relația ta cu cei din jur? Cu familia, cu colegii? Ești clasa 10-a, nu? Da. Cum te-ai integrat în clasa nouă ca boboc? Bine. Ai simțit vreun dezavantaj că ești? Nu? Te-ai deranjat nimeni niciodată? Mai sunt deranjuri, dar le dăm la o parte. Dai la o parte, deci nu pui la suflet nimic, nu? Nu. Bravo. Ai vreo pasiune? Pictura. Pictura, îți place să desenezi, să pictezi? Am participat și la un curs de asta în general. La un curs de desenat pe geam, pe sticlă, Pe pe sticlă asta. ai făcut icoane? Da. Bravo. Și ai luat un premiu? Nu. Cu mama ta, cu părinții, cum te înțelegi? Bine. Ai frați, surori? Nu. Nu? E singur la Da. părinți. Descrie-mi o zi din viața ta. Păi, intru la școală de la 8 la 2, după aia merg acasă, mai stau puțin pe afară cu colegi, depinde, și cu prieteni. Intru în casă pe la 9, 9 jumate, 10 și mă pregătesc de a doua zi de școală, care la fel. Vreun sport preferat? Basketul. Basketul? Da. Și eu fac basket. Te uiți la campionat ceva? Nu. Nu te uiți? Ce-ți place la basket? Am făcut nu, cele ce se cer la Special Olympics. Am făcut și cum să zic, niște antrenamente. Mai mult facem uneori antrenamente, dar asta în weekend pentru special, pentru tot ce se cere. Cum crezi că te percep ceilalți, cei din jur? Cum crezi că te văd? Ok, dar nu prea mă interesează ce zic ceilalți. Deci nu Că contează. totuși ei pot să zică orice. Dacă pui totul la suflet, tot ce îți spun ceilalți, unde ajungi? N-ajungi nicăieri. Ai avut un prieten mai special, un prieten foarte bun? Sau o prietenă? Nu, un băiat de la școală care m-a ajutat foarte mult și Vrei să ne spui cum îl cheamă? Ionuț. Eu nu, s-a înțeles. Și cum v-ați cunoscut? La școală, anul trecut. Am trecut aici în liceu? Da, aici în liceu, dar în cealaltă clasă unde am fost. Deci el e cu tine în clasă acum? Nu. Nu. Aș vrea să te întreb, care consider că e cea mai mare realizare a ta de până acum? O notă mare, un premiu. Nu consider. Da, cel mai mare eșec. Dacă stăm să ne gândim, să mă gândesc de fapt, pe eșecuri am avut de o grămadă de timp. Adică Mă refer dacă ai unul care te-a marcat. Nu. Cu profesorii. Cum e cu profesorii? Ok. Te înțelegi cu ei? Da. Ai un profesor preferat care te-a ajutat în anume fel Doamna de biologie de anul trecut. de anul trecut, acum nu mai predă la tine? Nu. Cum te-a ajutat? Cum să zic? Dacă era ceea ce nu. Bine, cu asta ne ajută pe toți. Dacă nu înțelegea, mai spunea o dată. Te Am făcea să înțeles, deci înțelegi. până înțeleg, deci îți explica până înțelegeai. Ai vreun vis? Nu. N-ai un vis al tău? Nicio dorință? Nu, las tot, cum să zic, sunt genul de persoană care nu-mi pun ceva în minte, adică las totul să vedem, nu știu, să văd ce mi-o oferă viitorul, cum să spun. Nu înțeles, deci tu nu planifici nimic. De ce să-mi pun ceva în plan când și să, la punctul acolo, să fie altceva, adică. Să fii dezamăgit. Da. Înțeleg.
Am o întrebare. Dacă ai putea merge pentru o zi, ce ai face prima oară? Nu știu, adică... aș fi fericit, adică... Prima oară, unde te-ai duce? Pe propriile tale picioare? Nu știu, la prieteni. Ai merge în parc, ai merge să te joci basket sau fotbal cu colegii? Da, da, da. Da? Poți un pic să te descrii tu ca persoană în societate? Ce fel de om ești? Sunt o persoană sociabilă, mă integrez foarte repede, ceea ce e bine din punctul meu de vedere și din punctul altora de vedere. Și nu știu cum să zic. Îmi place să socializez. Înțeles, îți place să ai prieteni. Da. Cât mai mult. Această dizabilitate, te-ai născut cu ea sau? Da, m-am născut. Am înțeles, n-ai avut ea. Și ai avut un moment în copilărie care te-a marcat? Adică aveai probleme când erai mai mic? Nu, te deranja? La grădiniță am avut unele, cum se spune, toți râdeau, toți. Te simți dat la o parte? Da, da. Și ce ai făcut ca să treci peste perioada aia? Adică? Am stat să mă gândesc că nu tot ce, nu cum să zic, tot te au un nume de râs, unii. Și zic, mă, lasă-i. Adică, de ce să pun la suflet tot ce îmi spun ceilalți care... A fost cineva care să te ajute? Să treci peste acea perioadă? Nu, nu. Familia nu? Da, și familia, dar mai mult eu însă. Am înțeles, zici, ai fost pe propriile tale puteri. Aimo, aimo, ne de luce, nu-i namiria enter protea, fotomi, coco. Persoane cu dizabilități. Și zici de ce? Și vă spun. I-ați văzut pe aia care se duc cu silvul plecuri mai jei, cum se spune așa, formula. Te referi la ce și pe? Da! Din cauza lor, nu mai avem noi voie să mergem în altă țară. În Italia, vă dau exemplu. Am un prieten care s-a dus în Italia și ce credeți? Acolo le... și în spital, cum primarul, cum vede un, sau altă lume, cum vede un om ca noi, hai repede să-l ajutăm să astea. De ce la noi nu se poate? Când mergi pe stradă, nu, unii oameni te zice, uite-l și pe ăla, uite-l, vai săracul de el și alte formule. Că dacă stau să mă gândesc, mi-aduc aminte toate formulele astea. Dar nu trebuie să... le-am și zis, mă, am venit toată la ușa ta să își cer ceva, să... astea? Nu! Stai în banca ta, până la urmă. Am urcat, de exemplu, ne-am urcat în autobuz. Era o femeie
pur și simplu, l-a smucit de mână, a spus că, vai, tot la o parte că nu vezi că urcă omul ăla cu nav. Și am spus, ce se întâmplă cu omul ăla bolnav? Că omul ăla bolnav este un copil, la fel ca el. Și nu îi se întâmplă absolut nimica. Deci nu este... Nu, persoanele cu disabilități de ei sunt văzute cum violente. Deci dacă stai lângă el, este ok. Dacă nu toți acceptă să stea, dar pentru majoritatea din țara noastră, toți sunt... Toate persoanele cu disabilități sunt văzute ca persoane violente. Dacă ați avut cumva sprijin din partea societății, în vreun fel? Nu. Deci nu, din partea autorităților, nu. Slavă Domnului că ne-a pus, mulțumim pe această calare a ATP-ului, că ne-a pus la dispoziție autobuze cu care putem merge, fiind dimensiunea prelată la căruț, pur și simplu nu puteam urca în autobuz și tot, oriunde mergeam, trebuia ori cu taxiul, ori dacă nu pe jos. Asta e singura, deci singura chestie care au făcut-o și ei gândindu-se la persoanele cu disabilități. Deci considerați că nu se implică suficient în eliminarea formelor de discriminare? Și dacă mergi, te duci la anumite magazine, ok, ai făcut rampă, cum ai făcut o rampă? Am încercat să urc o rampă la un magazin. Și am urcat-o, eu pe picioarele mele. Dar cu căruțul nu se poate, fiindcă sunt prea abrupte când intri într-o bancă. Deci am intrat într-o bancă, pur și simplu, am ajuns la ușă, ușa se deschidea în partea asta spre rampă. Păi cum să treacă copilul? Și era diferența de jumătate de metru. Unde stă copilul? Unde urci cu căruțul? Unde se deschide ușa? Vreau să vă întreb, știu că atunci când ai un copil cu nevoi speciale, primul lucru ca și părinte, te simți neajutorat, oarecum neputincios, nu știi încotro să te îndrepți sau chiar ce îți rezervă viitorul. Ați avut cumva consiliere familiară sau chiar sprijin psihologic în acest sens? Nu, am refuzat. Ați refuzat orice ajutor? Eu sunt o persoană care am zis nimeni nu mă poate ajuta. Și am tăcut și am zis... Am avut momente în care am decăzut, deci pur și simplu se înseseră prea multe și am zis, nu mai vreau să trăiesc. Dar nu, am fost singură, mi s-a oferit ajutor psihologic și am zis, nu vreau ajutor psihologic, eu sunt cel mai bun psiholog al meu. Eu accept, am un copil cu disabilități și soțul meu și nu este rușinea de ce este. この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから。 Te întâlnești cu o personalitate din politică sau, nu știu, chiar, poate chiar cu președintele, ai avea să-i transmiți ceva, să facă ceva în legătură cu societatea? Nu, să realizez mai multe pe chestia asta de niște ateliere
niște, nu știu cum să zic, să nu unii după clasa 10 asta pur și simplu acasă. Adică să poată să facă și ei ceva, adică toți suntem... Mă, să oferi mai multe oportunități. Da, da. Că toate astea sunt pentru clubul seniorilor, sunt pentru oameni bătrâni. Dar stai puțin, numai bătrâni există? Să fim serioși. Oameni la 20 de ani, 30 de ani în căruț nu mai sunt, oare? Adică cunosc mai mulți așa, care după clasa 10 sau după alte stau acasă, pur și simplu. Transmit nu mie și celor ce vor vedea acest interviu un mesaj celor care sunt ca tine și ce ar trebui să facă și celor care sunt ca mine și cum ar trebui să îi trateze pe cei ca tine. Le-aș spune celor care sunt mai greu ca mine sau egal ca mine, cum să spun, ca problemă, să nu se dea doborâți, să nu se lase. Trebuie să trecem peste tot ce e, peste tot, adică să nu vină unul la noi să zică, mă, hai, cum să zic, lasă-mă că suntem diferiți sau, în fine. Să nu fiți discriminați. Da,